să avem pardon. Am avut și ghinion. Ereditar, avem o gaură în buzunar. Dar progresăm, încet, încet toți emigrăm. Mai bine venetici decât argați la securici. Bun venit la Starea Nației, eu sunt Dragoș Pătraru, gazda dumneavoastră. E, gata, dragii mei, gata, s-a terminat și criza, s-a făcut un act adițional la contractul nupțial. Doamne, ce prosteală! Vom vorbi în această seară, desigur. A ieșit și președintele să vorbească poporului taman când mai ardea un spital. Dar na, nu e ca și cum putem programa incendiile astea, nu? Haideți, bă, să nu mai fim răi, să nu mai dezinformăm opinia publică, da? Că doar la asta suntem buni. Despre dezinformare și fake news vom discuta în această seară la Tâlc Toc cu Alina Bârgăoanu, specialistă în domeniu. Până atunci, oameni buni, bă, 6, ați auzit? Iese Dragnea? Iese Livache? I-au dat aviz favorabil pentru eliberare condiționată. Hai, Marcele, Marcelică, bă, eliberează birou, fugi și pregătește barca, repede! Vine șeful, mă, nebunule! Vine să vă ordoneze puțin, să vă pună în teren, că jucați ca cizmele, mă! Liviu Dragnea a primit aviz favorabil de la Comisia din Penitenciar pentru eliberare. Mamă, abia aștept. Începe domnul Livache cu proiectele lui, alea grele, tată. Programul Roșia, programul Usturoiu, programul Ceapa. Poa să-l vezi. Acu apare și Daia. Ce vorbești, mă, nea Petrică? E echipat, doarme în echipament, da. Are pământ în gențile alea. Le ia, el e cu arma sub cap, bă, e gata de lupta cu cormoranii în fiecare clipă. Ce mai avem așa de încălzire până să adună poporul? Ah, pe asta o știți? Mii de polițiști au ieșit la pensie în ultimele luni ca să profite de legea asta prin care cu cât vârsta e mai mică, cu atât pensia e mai mare. E, cine le va lua locul? Vor ajunge să lucreze polițiștii școliți precar, iar misiunile ratate din ce în ce mai dese ar putea deveni o obișnuință, avertizează oamenii din sistem. E poliția română ca apărarea naționalei de fotbal, zdrențe. Lasă-mă că ne apărăm cu șoimii patriei dacă e nevoie. Sau dăm arme la populație, da. La ce foame te se anunță, vor fi foarte bune. Că șobolanii nu se prind așa ușor precum cred unii. România e țara din Uniunea Europeană cu cele mai multe accidente rutiere în care mor oameni. Avem un număr dublu de victime decât media UE. Ăsta e paradoxul în țara asta, nu? Deși ne grăbim, totul merge încet. A, și o chestie la care mă tot gândesc. În timp ce încercam să optimizez ventilația non-invazivă la o pacientă care are comorbidități, mă durea și pe mine faptul că ea nu putea respira și pentru fiecare moleculă de oxigen luptă un organism întreg. M-a întrebat o doamnă, măcar ați apucat să faceți prima doză. Doamna s-a uitat la mine, a pus mâna pe mâna mea, m-a oprit din acțiunile pe care le făceam, s-a uitat în ochii mei și mi-a spus, vaccinați-mă acum. Cred că nu m-am simțit mai neputincioasă vreodată. Nu vă poate vaccina, doamnă, că e criminală. Ea ucide oameni, nu-i face bine. Vai, vai, ce infinită rușine mie și acum când îmi amintesc. Sănătate, doamnă, iar când vă faceți bine, dați fuga la afumați. Da, e un centru nou, frumos, acolo. Vedeți poza domnului președinte la intrarea în sat. Mă rog, la câte focuri sunt în Ilfov, ar trebui ca toate comunele să se numească afumați. Am reținut și ideea dumitale. Să-i lăsăm în pace. Poate ne lasă și ei în pace. Da, și noi, fraieri, și noi, fraieri, am pierdut atâtea zile cu porcăriile lui Barna, mă, cu zmiorcăielile lui, că dacă se urca și că poscară și ardea una după ceafă, cred că era mai bine. Își revenea dănuț din baletul ăsta prost. Așa o să ajungem la sute de mii de morți pe zi și nu o să vorbească nimeni despre asta, că vai, ia uite, stați puțin, că e criză în coaliție, să stea pandemia pe loc. Poate n-ați văzut, oameni buni, Câțu ne-a zis-o foarte clar legat de vaccinare. Eu am făcut tot ce trebuie ca să avem, pe mine m-a interesat să avem dozele de vaccin în România. Le avem acum.
Ceea ce am făcut eu a fost să pun la dispoziție dozele de vaccin. Da, domne, de ce ceva de genul, bă, eu vă aduc vaccinul, vi las acelea în piață și aia e, la revedere, v-am pupat, că eu am treabă, bă, da, mă, am treabă cu ratingul de țară, cu, păi nu stau acum să mă rog de voi, hai cu tata, ridică mânecuța, că ia uite, vine avionul, face vaccinuțul, cine vrea bine, cine nu, aia e, mierleală, fiecare cum îl duce bidonul. Deci eu vă spun, a început selecția. Nu ziceau ei că ne mai selectează, că ne mai... E, uite, asta e. Statul ăsta nu e partenerul nostru. Cred că deja vă e clar, da? Fiecare e cu aia a mamei lui. N-are treabă statul român. În același timp, premierul are atitudinea asta securistică. Să nu vorbească nimeni împotriva vaccinării, să tacă oamenii și să stea la coadă. Alo, Câțule, ai greșit epoca, băiatul meu. Să eliminăm acele voci care mai există împotriva acestei campanii de vaccinare. Să eliminăm? În sensul că să... Aulă, mamă! Auziți, dar puneți-l, mă, pe Gheorghiță să cânte o de vaccinări, hă? Dați-i o chitară, o trupă de mariachi să umble pe-n țară ca nebunul. A zis cineva să cântăm? Da, mă, ia, chiar! Să băgăm niște ouă de vaccinări, da? Ia, fiți atenți, 2, 3 și... Frumoasă-i vecina noastră, scoate brațul pe fereastră, să-i bagă ușor până la subțior. A, mă, ce naiba, meserie, te ales, vă facem un album acum 10 minute. Ia uzi, fiți atenți! Simptomatici și cu mine, vaccinându-și brațul lor, uite așa se duc de zor. Mă rog, asta e tristă, e... Dragii noștri, dragi părinți. Te-am luat, stai cu minte, așa. Da, sau poate vrei ceva mai în forță, a? Un iris, ah, da, să băgăm un iris, rock, ia să vedem. 2, 3 și... Te voi vaccina! Voi veni pe strada ta! Te încep mereu, fără doză de greu. Da! Te voi vaccina. Gata, voi veni pe strada ta. Yeah! Prieten, te încep mereu. Alo, gata, alo, gata. Scuze, nu știu ce am, că... S-a terminat momentul, scuze, hai. Scuze, scuze. Duceți-mi. Aur, Câțule, aur ți-am dat. Deci echipează-l pe Gheorghiță, vorbește cu Șică să-i împrumut o mandolină și aia faceți campanie. Dacă n-aveți, vă dăm noi pe asta. Pe mine, adică? Nu, mă, mandolina, nu pe tine. A. Erau 4 județe în care nicio persoană nu se afla pe listele de așteptare, indiferent de vaccin, că vorbim de Pfizer, Moderna sau AstraZeneca. Suceava, Vrancea, Giurgiu și Mehedinți. Bă, lăsați-o încolo de platformă de vaccinare. M-ați înnebunit, mergeți la țară și vaccinați oamenii. Suntem săraci și țărani, mă, și folosim internetul ca să ne râdem și să vorbim cu rudele plecate la muncă în străinătate. Deci mergeți la țară, acolo se vaccinează direct, la biserică, la cârciumă, așa o rezolvați. M-ați mâncat, mă, cu platforma lui Pește Prăjit, unde și eu cu Marote stăm și ne uităm ca proștii să ne sune ăștia să mergem să ne vaccinăm. Un record în ceea ce privește numărul de decese. 237 de persoane și-au pierdut viața, 1423 de persoane internate și în terapie intensivă. Rămâne totuși îngrijorător numărul deceselor, 175 astăzi în terapie intensivă, în continuare peste 1400 de persoane. Mor foarte mulți oameni pentru că ajung prea târziu la spital. O zic de săptămâni bune în fiecare zi medicii. N-am văzut nicio campanie, nici cu asta, ca să zic așa. Pentru mulți oameni, spitalul e o capcană, e loterie. Te duci acolo cu început de COVID și te întorci cu sfârșit de nozocomiale. E, asta trebuie schimbat repede. Doctorii aproape că se milogesc de guvern. Faceți ceva, faceți ceva să mai scăpăm de aglomerația asta de la ATI. E, ce să facă? A, ar putea să facă o foaie, da, o anexă, un act adițional și să semneze membrii coaliției cu domnul Barna, cu domnul Câțu, cu Orban, cu Kelemen.
Despre testare, mie jenă să mai vorbesc, că par tâmpit. Ar trebui băgați în pușcărie ăștia din guvern pentru că au ales să nu testeze masiv. Medicii de familie se plâng că Ministerul Sănătății îi ignoră, susțin că nu le-a cerut nimeni să testeze pacienți și că nu au primit teste pentru această testare. Stați, stați, că vedem și cu vaccinările, că deja pare că România s-a pus pe picioarele dinapoi, așa ca măgar un drum, și nu vrea să mai meargă. Am tot zis să nu ne trezim naiba că ajungem la valul 14 aici în România, în timp ce pe afară stau aia cu fundul la soare, la plajă. Dar nu-i nimic, nu-i nimic, o dăm pe oameni, da? Sunt proști oamenii, nu vor să se vaccineze, să moară de încolo, nu, câțule? Că ăsta-i discursul vostru. Na, și ce ironie, record de morți ieri, exact când coaliția se ocupa cu scărpinat un buric. Că exact asta a fost scandalul. Florine, Dane, haideți bă să ne scoatem scamele din buric unii altora. Domnilor, asta ne va trage în dărât. Vă spun, stătea domn președinte de 3 zile la ușă. Da, domne, îmbrăca la costum, frumos, încălțat. Nu mai terminau ăștia cu scandalul politic ca să iasă și dânsul la popor. Dormea în picioare pe hol, sprijinit așa de cuier. Da, mă, că el unde îl pui, acolo stă. Nimic nu zice, zile întregi, nu așa. Ce, ficusul să mai mișcă, să mai astea, domn președinte, țapă-n. Da, cu gata, gata, cum s-au împăcat ăștia, a ieșit și dânsul. Îi scăzuse vitamina D, domne, nu-l mai văzuse soarele la față de 2 săptămâni. Mi-a plăcut treaba asta cu am deschis centre mobile. Iohannis, prezent la inaugurarea centrului mobil de vaccinare. Wow! Hai să ne dumirim puțin cu centrele astea de vaccinare. Deci, un cort legat de 3 țăruși, un frigider și 10 scaune înseamnă un centru de vaccinare. În alte țări se vaccinează din mașini, din mers deja, nici nu mai opresc ăia. Da, doamne, să învârte roata. Iar noi zici că facem tunel pe sub munții Carpați. Cum naiba să inaugureze așa ceva ca președinte? Nu ți se pare cam prea puțin? Următorul pas care e? Să inaugurezi sensuri giratorii la sate? Montarea unui semn rutier? Să știți că am văzut că Afumațul este o comună deosebită. De asta am insistat să primiți un container cu vaccin. Sunt foarte mulțumiți că uite câți ați venit deja. Mă scuzați! Cât de tare! Afumațiul este o comună deosebită. Deosebită de alte comune, care și ele se deosebesc de altele. Au și alt nume. A și uitat să vorbească săracul. Ce nu știa el, acum a uitat tot. Ce vrei, mă, izolarea? Te duci cu bidonul, e greu pentru toată lumea. E frumos așa să afli că președintele țării a insistat să primească ăștia un container de vaccinare pentru că i s-a părut că Afumațiul e mai deosebit. Dați bun în comună să vină lumea, că e foarte, foarte important. Fugi, mamaie, fugi, dă cu poșeta după câini, fă scandal, să vină tot satul. Hai că dacă vă grăbiți, vă înțeapă chiar domn președinte. Dați bun, cum bine zice domnul Iohannis. Ce? Nu mai aveți zvon? Deci, domn președinte, oamenii ar da zvon, dar nu mai au, domne. Pâine mai au, dar și aia puțină, puțină. Că am tot văzut zilele astea reportaje făcute la țară pe ideea hai mă să-i facem pe oameni de rahat, să vedem ce proști sunt că nu se vaccinează. E ce să vezi, toți oamenii aveau aceeași problemă. Mamă, m-aș vaccina, dar unde? Nu avem internet la sat, iar singura tabletă pe care o am în casă e aia de ciocolată rămasă de la nepoței. Bineînțeles că Iohannis n-are nicio vină, dar asta e ironia sorții. În timp ce el inaugura marele centru mobil format dintr-un cort și un container, la Slatina ardea spitalul de psihiatrie.
Incendiu puternic produs în urmă cu scurt timp la secția de psihiatrie a Spitalului Județean din Slatina. Focul se manifestă la parter și la etajul întâi al imobilului interior, aflându-se 37 de pacienți. Na, a dat un domn foc, au fost transferați bolnavii, ca în România, o continuă panică, suntem mereu cu pacienții pe targă. Bă, dacă s-ar băga probă la Olimpiadă să fugi cu bolnavul pe targă, pe cuvânt, pe primele 10 locuri, se bat doar ai noștri. Cum sunt chenienii la cursele lungi, așa am fi noi la alergat cu bolnavul pe targă. În finală, pe toate culoarele, România. Am văzut că și în aceste zile, la televizor, la radio, pe internet s-a dezbătut foarte mult cum e cu restricțiile, pro-contra restricții, pro-contra vaccinare. O, ne-am dat încolo și a luat domn președinte televizor, a tras cablul la Cotroceni cu internet, cu tot ce trebuie, presupun. Mulți nebuni, domn președinte, nu? Mai ales pe marele internet. La televizor la ora asta nu mai zic. Ce nu ieșea el din casă până acum, să vezi dacă încolo pe WhatsApp îl mai prindem, face clipuri pe TikTok. Campania de vaccinare este un succes. Este o reușită certă. Mă rog, mai vedem. Să dea domnul să fie așa. Spre deosebire de Câțu, președintele ar trebui să stea de vorbă și cu oameni care prezintă puls, domne, sânge cald, inimă, creier. Există astfel de oameni, da, doar că nu-i bagă nimeni în seamă. Vaccinarea este un act activ, nu este un act pasiv cum a fost, cum sunt măsurile pe care practic noi le-am adoptat în ghilimele. Deci nu poți să te aștepți că populația va veni să se vaccineze. Guvernul s-a ocupat foarte bine de partea de logistică, dar este complet repetent la partea de comunicare. Adică nu merge treaba cu, bă, eu guvern îți arunc vaccinurile pe jos și asta e voi, populimea, veniți și le culegeți. Cum se dădeau ajutoare după Revoluție, hă? Problema de fond este că nu avem o strategie de comunicare. Într-un fel comunici cu tinerii care vor să meargă la Antold, altfel comunici cu oamenii mai în vârstă, altfel comunici cu oamenii care au un job și care sunt mai îngrijorați de jobul lor sau cei care vor să călătorească. Fuego, bă, Delia, Rebenciuc, Shelly, Denis Man, Mitică Popescu, habar n-am, vorbiți, bă, vorbiți cu Celentano să se vaccineze, să dea o dumă publică despre vaccinare, vorbiți cu Bobiță. Cu Bobiță, da, nu cu Gheorghiță. Ne pregătim cu toții de marea sărbătoare a Învierii Domnului și vreau să ne pregătim foarte bine, nu doar acasă. Cum? Ne pregătim, bosule, și acasă și în deplasare, jucăm și pe teren neutru, oriunde. Hai, mămicile cu crampoane, că ne pregătim pentru locul verdeață, de gazon, zic. Dar până acolo, domnul președinte ne-a lămurit cum e cu băieții din coaliție. E bine, ca la doctor, știi, te duci supărat, domn doctor. E rău, nu? Că mă doare peste tot, e cancer? Nu, mă, n-ai nimic, e bine. Este bine, în orice coaliție este bine ca aceste reguli de colaborare să fie bine gândite și bine puse în practică. Eu sunt convins că de acum coaliția va funcționa mai bine. E bine, lumea mea, să mai ceartă oamenii, mai sunt chestii nefericite, să mai... e bine, e bine. Cât despre Vlăduț, ducă-se, a zis Iohannis. Supăra, mă, nici nu-i pronunță numele. Vreau să vă întreb dacă noastră considerați ca fiind demiterea lui Vlad Voiculescu o decizie corectă. Modificarea din guvern care s-a făcut a fost corectă. Auzi, modificarea din guvern, corectă, justă. Felicitări, Florin, bine că ai scăpat de individ. Domn președinte, ce să vă mai zicem? Ne-a părut foarte bine, domne, că v-am văzut. Ne-ați lipsit, serios. Când vi se mai face de popor, da, să știți că suntem aici. Unde dracu să ne ducem? Ne vaccinăm și stăm la soare. Ce, avem bani de altceva? De aceea am venit eu aici. Vai de mine, i-ați văzut cum au ieșit? Parcă au fost în operație, pe cuvânt. Mă rog, mai degrabă aveau pe față zâmbetul ăla transpirat al celor care sunt constipați cu zilele și ies fericiți de la budă. Este, mă! Am reușit! Că mi-au omorțit picioarele la cât am stat pe colac.
Ne-ați ținut o săptămână cu sufletul la gură. Am crezut că nașteți, mă, eram emoționați. Au venit mama soacră, tata socru, rudele, toate. Aoleo, naște USR plus ceva. De unde, mă? Erați balonați, a? Ați tras un pârț și vi s-a dezumflat burta. Pe bune, Dănuț, pentru așa porcărie ne-ai tocat zilele astea? Au ieșit aseară după 8 ore cu o foaie în mână, mă. Asta era problema, că n-aveau o foaie semnată. Da? De-aia și-au luat ei ăștia de la USR Plus un genunchi în foaie, că n-aveau ceva semnat. Vor merge și la notar? Da, să pună parafă, domne, timbru sec, păi nu te joci. Caricaturi de oameni politici. Proceduri și puncte de vedere care se ducă la creșterea încrederii în parteneri, care să ducă la îmbunătățirea mecanismelor de funcționare a coaliției. Până și Orban a înțeles asta. Proceduri și puncte de vedere care să crească încrederea între ei. Da, mă, că încrederea așa se crește. Și cu partenerul de viață, frate, când nu te mai înțelegi, când nu mai ai încredere în el, îl pui să semneze o foaie cu proceduri și puncte de vedere. Semnează, mă, sau fă, că așa nu se mai poate. Nu mai am încredere deloc în tine. Și tot Orban, diabolic, cum îl știm, geniu al combinațiilor, ia uitați-l cum stă. Cred că e o legătură, cred că nu se activează sinapsele dacă nu unește degetele. Da, așa dă el o cheie la creier, vrum, și apoi totul e în ordine. A făcut spirala lui Bivolaru, a dat drumul la jetul cosmic. Cum am ajuns, mă, fraților, să-i suportăm pe ăștia? Cei care au pariat pe faptul că nu ne vom înțelege și-au făcut iluzii. Mamă, ce le-a tras-o pe sediștilor, a? Iar i-a zbătut, bă, victorie după victorie, incredibil. Și că liderule, conducătorule cu botul galben. Să rezumăm, deci, cu băieții ăștia. USR Plus a vrut jertfă de la PNL. Și au început așa. Băi, noi vrem capul lui Câțu, nu discutăm. Nu se poate. Atunci noi vrem capul lui Gigel. Nu. Atunci dacă nu noi vrem capul lui Marinică, nici nu discutăm. Nici, nu se poate. Atunci, dacă nu se poate, atunci hai să semnăm o foaie. Ok, semnăm o foaie. Și bucurie, este, bă, facem o foaie, drulă, adunc o foaie și niște scuze. A zis zombi că semnează. Iar după ce s-au bucurat ei așa de treaba asta cu foaia, odată s-au întristat. S-a ridicat barna așa, s-a întunecat cerul, negru de supărare, Dănuț. Și a zis, bă, dar ce dracu scriem pe foaie? La care toți, mamă, șefule, chiar, ce dracu scriem pe foaie? Publicitate scriem pe foaie. Stați pe prima, revenim. Bun, haideți, am revenit. Unde eram? Ce-au fixat ei ca să meargă coaliția mai bine? Fiți atenți! Ședințele de coaliție se vor desfășura în fiecare luni, odată la Camera Deputaților, odată la Senat. Vai, ce bătaie de joc! Auzi, bă, de ce nu mergea bine coaliția? Prea se făceau, bă, toate ședințele în biroul lui Orban. Da, nu râdeți, că acolo sunt energii de alea. Păi el de ce credeți că face așa tot timpul? Păi e nasol de la fumul de țigară, îi lua de cap pe useriș, Danfu, Barna, nu s-a oxigenat la căpuț, e și mai înalt așa unde să duce. Apoi aburi alcoolului, tată, ceva îngrozitor, o adevărată tortură. Și coaliția va funcționa pe aceste baze, sunt foarte încrezători că vom avea o colaborare. Da, tocmai l-ați văzut pe Barna, care fuge de rușine pe scări. Dita mai om, uitați-vă la el, construiește încrederea cu niște foi. Bineînțeles, jurnaliștii voiau să afle cum a rămas treaba cu obraznicul de Câțu. Acolo nu sunt menționate sancțiuni pentru premierul Câțu, dacă nu ține cont de părerea coaliției în cazul unei rămanie.
În momentul de față avem un act adițional al acordului. Act adițional, bă, asta au făcut ei. Deci, ca să fie clar pentru toată lumea, cu ce ne-au pierdut ăștia timpul și de ce a stat țara pe loc. De aici... Noi nu-i mai acordăm încredere premierului. Dacă dânșilor li se pare în regulă ca premierul să se poarte cu miniștrii ca un vătaf pe plantație... Că ești un zombie politic în acel moment. Așa, s-a ajuns aici. În momentul de față avem un act adițional al acordului. Și dacă Florin mai face, o să-i dea cu foaia peste bot. Mă scuzați, cu actul adițional. Da, a făcut sul, cum să nu doare de... prostie mai mare n-am văzut. Și cred că nici Kelemen n-a văzut. Vreau să cred că este singurul act adițional care am semnat și nu va fi cazul să mai semnăm astfel de acorduri. Îi e jenă lui Kelemen de postura asta, vă zic... Estem doar începutul, Kelemen. Zombii, alea, neadrulă, ce mai zici, bre? Gata, trebuie să vă luați iar limba în gură ca semna Dănuța acte anexe la protocol. Ci că se și auzea seară din camera aia unde s-au purtat negocierile, mă rog, unde liberalii au pus la colț pe useriști. Ci că se auzea... Câțu și cu drulă să-și ia limba în gură! Ce aveți, mă? A fost frumos. Acum sunt și vaccinați, își permit să... Mă, ce om politic să fii dacă tu nu știi că o anexă nu rezolvă nimic? Doar un fraier care se minte pe sine însuși are impresia că poți construi încrederea cu niște foi semnate. Nu există așa ceva. S-a pierdut încrederea? Pa, puiu! E doar o chestiune de puțin timp până la următoarea ceartă. Una peste alta, USR Plus a picat de gâgă, părerea mea. Câțu le-a dat o palmă useriștilor, iar ei au zis: a, facem un act adițional, astfel încât data viitoare să știm când ne dați palma, măcar cu 24 de ore înainte. Cât despre Barna, e rău, mă, e cocoș. Au, mamă, așim de... Mă, mai bate, mă, dar ce ți-am făcut din mă bați atâta, bă? Gata. El e Barna în acțiune. Să urcă pe tine, fâlfuie, îi se fâlfuie tot meniu. Câțu e cam dezamăgit de el că are ciocul rece, cică. Bă, nu ne băgăm noi în pozițiile voastre, da? A fost o ședință și citesc acum de terapie opozițională. Așa, mersi. Dar să vorbim un pic și pe partea economică. Mă rog, n-aveți voi treabă, da, populimea? Voi sta și vă lăfăiți, mă, în ajutoare de la stat, în alocațiile copiilor, în... Păi da, ne-a zis nouă doamna Turcan. Dar economia, bă, economia merge în acest timp. Tragem în cauartata ca olsit un pantă. Dar ce zic eu că merge? Aleargă! E maricica apoi că tată e găbița sa. Bă, dacă ați vedea cum îi fac picioarele, tac, mașină de cu sunul alta. Și aici e uimirea mea de ani și ani, dar nu și uimirea celor care ne conduc. Mii de pensionari se împrumută de la casele de ajutor reciproc din capitală pentru a avea o masă decentă de Paște. Iată, oamenii se împrumută pentru pastile și hrană. Oamenii se împrumută pentru masa de Paște, mă, nenorociților. Deși an de an auzim de creșteri economice, de PIB-uri care se dublează, se triplează, de investiții căcălău și de lucrări imense de infrastructură. Să ne înțelegem, degeaba crește o economie care de fiecare dată umple doar buzunarele unora, foarte puțini. Căci despre asta e vorba la noi, despre o economie care își revarsă bunăstarea doar asupra unora. Iar despre asta nu văd vorbind pe nimeni. Mă rog, în afară de Câțu, care se laudă practic cu o economie care nu le aduce oamenilor nici măcar speranța unui trai decent. Da, asta e viziunea acestor oameni despre lume. Ce vreți? Profitul se află în centrul preocupărilor. Oamenii? Dă-i mă pe pustii de aici, așa-s cam mulți, nu? A, da, când ne uităm la cifre, zicem: uită-mă, vă România, ia uite bă ce a crescut nebuna. Ce fund are, ce sâne a făcut.
Doar că asta e România cifrelor. România oamenilor arată cu totul altfel. Arată cu milioane de oameni care trebuie să trăiască cu mai puțin de 200 sau 300 de euro pe lună. Și mai avem ceva care ne ajută foarte mult. Reacția și evaluarea foarte bună care a venit rapid de la Standard & Poor's. Nu s-a mai întâmplat niciodată să se întoarcă evaluarea unei perspective atât de rapid. Doamne, ne-ați omorât cu ratingul ăsta de țară. Și l-ați văzut pe Câțu cum pronunță Standard & Poor's? Fiți atenți. Standard & Poor's? Poate Stan și Bran, mă, Florine. Ca să înțelegeți, oameni buni, niște agenții de rating corupte până în măduva oaselor, partenerele de furăciune ale băncilor și ale fondurilor de investiții, le dau buline țărilor, da, ca la grădiniță. Iar noi ne bucurăm că aia din triburile indiene când vedeau mărgele, da, că ne putem împrumuta la dobânzi mai mici pentru că ne-a zis agenția de rating că suntem credibili, mă, băieți, bun, da, mâncători de parizeri, e drept, dar care își plătesc datoriile la timp. Să nu mai avem acea atitudine de a aștepta să vină investitorii la noi, noi ne pregătim și așteptăm, nu, să mergem noi după investitori. Ah, bravo, foarte bună idee. Păi noi stăteam ca proști așa și ne uitam la pagubă în lungul drumului. Bă, Ioane, vine investitorii aia sau nu vine? Vine, mă, fii atent că vine, mă, tu vezi, mă? Vine, pă, dracu, să te ia, vine, aia e nevastă ta cu plasa de sticle, se întoarce de la butic. A, da, bă. Vezi, hai, fugi, că iar te prinde stând degeaba la poartă. Păi fug, dar tu ce faci? Eu aștept investitorii. Cam așa. Sunt inegalități imense în țara asta și o greșeală să privești România de sus, din avion. Zici, a, ia uite mă ce frumos, ia uite mă, verdeață, o, apă, munți, mișto. Da, dar când te apropii, e film de groază. Degeaba averea unei străzi se dublează într-un an dacă cel care are toți banii e Nea Gigel de la numărul 4, iar ceilalți sunt la fel de săraci ca anul trecut. Mănâncă apă cu covrigi. Ăștia sunt și tâmpiți și păguboși. Mă rog, și cifrele astea, știți bancul ăla? Unul se duce cu taicăsul la analize. După vreo 3 săptămâni, așa sună doctorul. Alo, să știți că au ieșit analizele tatălui dumneavoastră. Foarte, foarte bune. Domn doctor, tata a murit de 10 zile, domn. Cam așa cu cifrele și cu oamenii. Haideți să ne uităm la cifre, bineînțeles, să luăm decizii în baza cifrelor, dar să mai aruncăm un ochi și la oameni. Că poate când ne uităm, e prea târziu. Ne găsiți pe toți cu cracii în sus, am dat în primire. Stai, mama e, stai așa. Stai, nu. Ce mama e? Stai. Ce mai e? Iar ai venit, iar n-ai ce să faci acasă. Ei, nu, că... Tocmai cu treaba am venit, mama, zi și mie. Ia. Yeah. Unde mă înscriu și eu în plus? Ce, mama, e, te bagi în politică acum? Păi, dar ce are, mama, e, da. N-are nimic, e bine că te interesează viața cetății, politica, toate astea, soarta țării, dar ce ți-a venit? Ei, cum ce mi-a venit? Eh? Păi am înțeles că ăștia de la Plus așa? Fac propunerea pentru Ministrul Sănătății și vreau să mă propună pe mine. A, nu, mamaie, nu te-ai uitat la televizor, ce faci toată ziua? Păi au propus deja, gata, s-a terminat, stai, n-ai văzut? Eu am văzut, a? Am văzut, dar ei au propus-o pe fetișcana asta, așa? Că nu m-aveau pe mine. Dar acum am apărut eu și gata, s-a rezolvat problema. Dar ce, mă, tale te pricep la sănătate? Păi, mamaie, păi cum să nu mă pricep? Păi ajungeam eu la vârsta asta dacă nu mă pricepeam. Corect, așa. De toate știu să fac. Yeah. Ceai de mușețel, frecție cu carmol. Dacă te doare capul, am leac din ăla chinezesc. E, na? Astea pe vremuri, da? Da, de cutiuță, da, așa. Dacă ai febră, îți pun șosete coțet. Așa? Mai zic, sunt pe sănătate. Și... nu mă întrece nimeni. Ok, am înțeles. Așa vrei să combați matale pandemia cu oțet în șosete și cu... Păi, dar ce, mama, e? Crezi că sunt bani pentru altceva? Da, cam așa e. Nu avem bani? Nu avem bani, mama, n-ai văzut ce buget e la sănătate? Păi n-ajung banii aia pentru furăciuni, da? Păi să mai luăm medicamente.
Corect. Bun, ok. Hai, și ce măsuri ai lua, Mata, ca ministru, așa? Ce măsuri să iau? Băi, cum adică? Nu te-ai duce acolo să faci lucruri? Nu vii cu proiecte, cu n-ai, ești ministru, să rezolvi cu pandemia, cu... Ce vrei să fiu ministru din ăla, să dau ordine, să fac eu, să mă dea afară câțul din guvern, dar eu sunt fraieră? Păi și atunci de ce vrei, mama, să ajungi la sănătate? Păi, mamă, dar ce să fac în casă toată ziua? Să stau așa degeaba? Trădătoarul! Afară cu reziștii, cu tehnocrații, cu tot! Alo, alo, domne, stai puțin, ce ai extraordinar, liniștește-te un pic să poți așa ceva. Păi stai, tu cine ești? Eu sunt cu aur, domnule! Jos dictatura medicală! Hai, mamaie, măi, nu mai vorbi așa tare, că nu-i nimeni surd aici. Da, nu, este... Tu să taci! Băi, tu să taci, ministru, tată pare ce ești! Băi, alo! Ești o rezistă, ești o astagistă, ești! Îți nu face mizerie că te pun să mături! Ești o rezistă, asta ești, astagistă! Da. Tu poți să îmi fii nepot, uite... Măi, nu mai aruncați! Niciodată! Chem paza! Jos reziștii! Chem paza acum, domne, nebunule ce ești! A, nu, mamaie, vezi că să nu-ți dea cu aia în cap sau ceva? Măi, ce, mamaie? Părinții tăi știu ce faci tu acum la ora asta? Ia vină încoace! Mamaie? Ia de ce? Încoace! Stai, mamaie, nu-l băga în coa! Mamaie, să ăștia-s periculoși, mamaie! Bre, nu faci nimic? Ia! Stai să închid eu fereastra, să nu-l tragă curentul aici! Mamaie, că mă doare! Mamaico! Zi! A? Cum e? Mai sunt din asta hashtagistă? Iată ce... Nu, mamă! Ia hai că mă doare, mă, mamaie! Ia uite ce faci! Aoleo! Aoleo! L-a rezolvat, mamaica! Poate o pune la punct și poșoșoacă. Alo, băi, și încă o dată vă spun, ultima dată. Nu mai aruncați tone de gunoaie în fiecare zi, da? Băi, gata, stop! Păi s-a ajuns la concluzia că fiecare român, atenție, fiecare român aruncă zilnic, pe unde apucă așa, vreo 2-3 tone de gunoi. Mă, nu se mai poate, opriți-vă. V-a zis și omul ăsta, ministrul mediului, dar voi nu și nu, pe bune acum, nu. Am discutat săptămâna trecută control cu garda de mediu, s-a dus garda din București, s-a dus garda din Ilfov, s-a dus să identifice iarăși. Și așa cum am făcut în București, acum luăm și Ilfovul. Deci se lucrează aproape la foc continuu. Dar încă o dată, nu se poate controla cât aruncă cetățenii. Of, cetățeni răi, cetățeni răi! Domn ministru, fiți atent, luați un ziar... Luați un ziar așa, să mai încă să mai găsesc. Mai rar, dar mai găsiți. Îl face sul și ne dați nana la funduleț. Nu mai aruncați gunoi. Cu minte, cetățeanule, cu minte că-ți dau bătăiță de... Sau zgardă de aia cu curent. E fabulos ce se întâmplă de câteva luni. S-au descoperit dintr-o dată niște tone de gunoi prin România. Practic s-a mai descoperit o Românie paralelă făcută din gunoi. Vai, am scos 100 de vapoare de gunoi din lacul nu știu care, iar concluzia ministrului să vă fie rușine, cetățenilor. Păi dacă a scos niște sute sau mii de tone de gunoi dintr-un lac, dintr-un parc, dintr-un șanț, ne scuzați, dar asta înseamnă că cineva a stat câțiva ani și s-a uitat cum s-adună mizeria. A privit, cum se spune, cu atenție și îngrijorare. Cine oare trebuie să se asigure că nu mai aruncă nimeni gunoi și că nu se mai strânge mizeria? Lipsa de acțiune a autorităților, cine o penalizează? Auzi, noi adunăm, domne, dar cetățenii vin și aruncă din nou, e, na? Duce sacul de gunoi din curte, duce pe drum, duce în șanț, duce pe câmp, este incredibil. Da, într-adevăr, autoritățile publice locale au astăzi o problemă cu depozitarea deșeurilor din construcții. Nu există asemenea platforme, din păcate, deși este prevăzută de lege. Stai, ce face? Sunt prevăzute de lege, dar nu există? Păi ne scuzați, dar aici trebuie să-și vadă fiecare de treaba lui. Mai vorbim după ce aplicați legile. Da, inclusiv legile alea care îi pedepsesc pe oamenii care aruncă gunoi aiurea, de acord. Dar să vii tu, statule, să-mi spui mie că am mentalitate de evul mediu, nu ți-e rușine? Da, da, exact așa a zis. Datorită mentalității de evul mediu. În acest moment, domnului ministru i-a sunat telefonul, iar șefii lui de la partid și de la guvern i-au spus să-și dea demisia.
E, pe naiba, șefii erau la negocierile din coaliție, făceau terapie pozițională, expozițională, poziționistă, exhibiționistă sau cum naiba i-a zis Barna. Dan Barna, da, trebuie să precizez mai clar că și pe ministrul mediului îl cheamă tot Barna, Tanțoș Barna. Iar Tanțoș Barna, de când a preluat mandatul de la mediu, ne ceartă, domne. Pe unde ne prinde, pac, ne mai dă și una după ceafă. Sigur, el recunoaște și vina autorităților în problema gunoiului care ne otrăvește, da? Deja exagerează cu discursul ăsta anticetățean. Deja e prea mult, mă, șefule, mai schimbă foaia. Importul de gunoi este ilegal. Este o luptă continuă cu mafile, organizații criminale, crimă organizată, să spun așa, în jurul acestor activități. Ah, mafia cetățenilor cu mentalitate de evul mediu. Nu, aici chiar ne vorbește despre mafia gunoiului. Ne-a mai lăsat și pe noi în pace, a trecut la crima organizată. Iar când l-am auzit, mi-a venit în minte o glumă celebră cu fiul care îi spune tatălui: tati, eu m-am hotărât, să știi, când o să fiu mare, o să lucrez în mafie. La care tatăl: la privat sau la stat? Veche, dar bună. Că efectiv nu se mai știe unde e granița. Lasă-i dracu cu presa voastră liberă. A, apropo, povesteam ieri despre secretarul ăla de stat de la Ministerul Mediului, care a schimbat vreo 20 de șefi de direcții silvice prin șantaj și amenințare ca să pună în locul lor niște băieți din partid. Băieți de ai noștri, domne, băieți buni, cadre de nădejde, dar care n-au mai avut loc la apele române. Da, domnul ministru. Sălajul eu știu că e gata. De când? E făcut. Uite acum. E, domnul ministru din poveste era Costel Alexe, fostul ministru al mediului, retras pe lângă casă la Consiliul Județean Iași. El, ați auzit pe Alexe cu vreo reacție pe subiect? Iar ancheta de presă difuzată de Recorder.ro este neclară, domne, e ruptă din context. A, da, evident. Evident că n-am înțeles noi bine. Nici oamenii aia care s-au cărat din Romsilva în urma presiunilor n-au înțeles. De fapt, partidul voia să le dea niște măriri de salariu. Nici de cum să-i dea afară. Ai, mă, ce naiba nu e clar. Ați auzit vreo reacție de la partid, de la PNL, ca să înțelegem și noi de ce trebuie să eliminăm niște directori care și-au luat joburile prin concurs și să punem în loc niște atârnache de la partid? Ați auzit vreo explicație din partea animalelor politice, cum se prezintă ei? Nimic, mă. Dar putem să intuim. Vlad Voiculescu e de vină. Bam, 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 bam. Domnii Orban, Câțu, Brătianu, ori fi zis ceva? Orban, mă, săracu, care s-a dus la o plantare de copaci și dădea cu sapă aia, de zici că dădea cu toporul. Ne mai mirăm noi că nu-l angajează nimeni. Săraci, mă, cum încearcă ei să mimeze interesul pentru păduri, pentru natură, după care, hei, obli, se vede drujba de sub tricoul de rocker. Am spus foarte clar, în acest mandat oprim nepotism, oprim aceste conflicte de interese, dar nu ne putem face peste noapte. Na, o declarație mai veche, de când cu chelnerița de la apele române. Între timp a pus-o și pe fata partenerei lui Marcel Vela, vicepreședinte la Agenția pentru Arii Protejate. Altă numire pentru care opinia publică n-a primit nicio explicație. Iar acum mai vin și dezvăluirile astea cu directorii de direcții silvice. Bine, și opinia publică e rea, domne, e pesedistă, e useristă, sigur e plătită să comenteze, se știe. Ia să se mai schimbe și opinia asta publică de când în când, mă, hai. Dați un ordin să ne schimbe și pe noi din poziția de cetățen, să pună doar membrii de partid, ce atâta... Știți vorba aia, țara arde, iar baba se vopsește. Chiar, credeți că se vopsește premierul Câțu? Că întrebarea asta, care sunt sigur este pe buzele tuturor, s-a transmis de la Orban la Câțu, de când la putere se află coaliția asta de centru-noaptea. Ce se întâmplă, domne, cu bărbații din ziua de azi? De ce se vopsesc la păr? De ce se epilează, că am înțeles că unii vax populi? Ce se întâmplă cu bărbații? Cred că, cum să vă spun, democrația, cred. Și timpurile din ziua de astăzi, consider că e o aberație să facă chestia asta, pentru că bărbatul trebuie să fie bărbat, să aibă masculinitate. Femeia e feminină, e ceva logic. Să se paranjeze, să se vopsească, dar
asupra unui bărbat nu sunt de acord. De ce credeți că se vopsește bărbatul din ziua de astăzi? Poate bărbații din ziua de azi au pierdut încrederea că femeile îi plac așa, mai cărunți. Ce părere aveți de bărbații care se vopsesc? Nu e adevărat bărbat, om. Nu e om. De ce? Poate să vopsește femeile, nici de cum bărbații. Dar bărbații de ce credeți că se vopsesc? Cred că e prea urât să vede prea urâză. Dar așa în poză cum vi se pare? Se vopsește sau? Se vopsește. Se vopsește. Și nu e nici frumos, să știți. Nu e. Ar trebui să se vopsească sau nu? Nu ar trebui să vopsească, să fie părul natural. Păi știam că numai câinii se vopsește. De ce se vopsește bărbatul din ziua de astăzi? Să arate mai prost. Se duce să epileze, ați văzut, se duce la masă. E ideea, oamenii sexuali. Sau nu oameni sexuali. Omul cu sexuali. Nu, adică nu vă deranjează că se vopsește premierul? Nu. Nu. Nu v-a schimbat părerea despre el, că nu e un bărbat adevărat, am auzit, că dacă se vopsește, ce bărbat e ăsta? Nu contează. Nu contează asta. Nu. Ca la funcția lui, e ceva normal să arate bine. Pleacă și el în străinătate, în rate. E om de stat, nu e un om de rând ca mine. Îi stă bine așa, cum l-ați văzut, cu părul vopsit pe domnul? Cum să nu? Îi stă foarte bine. Dumneavoastră v-ați vopsit, dacă ar fi cazul? Da, de ce nu? Da, deci nu m-ar deranja. Spuneți că bărbații au fost primii care s-au... Sigur, în istorie bărbații au fost primii, nu femeile. O părere absolut fără rost. Deci nu pot să-mi dau seama, ca și bărbat să te poți să vopsesc. Știu să eu, să vopsesc femeile, da. Se epilează femeile, dar bărbatul trebuie să fie bărbat. De ce se vopsește bărbatul? De ce? Să pară mai tânăr sau cum? Oricum te înșală față, până la urmă. Nu e ca mine? Păi... Se duc și la epilat? Păi și mai are o leacă să facă și spa cu femeile în salon. Părerea mea e că trebuie să vedem și de imagine, nu? Da. Să arătăm cu un aspect plăcut, așa, că se vopsește, nu e ceva rău, omul e liber, da. Avem liber arbitru fiecare, așa că omul decide ce are de făcut cu persoana lui. Vrea să fie și el mai aranjat, mai să apar mai ca lumea în Parlamentul nostru al României. Se vopsește? Credeți că se vopsește? Uitându-vă așa la poză, cum l-ați văzut la televizor? E vopsit. Nu pot să-mi dau seama, dar ceva e. Și-a dat cu ceva în cap. Ceva și-a dat în cap. Nu are niciun fir alb. Cum a spus? N-are niciun fir alb. E clar că s-a vopsit. De ce s-a vopsit, dacă s-a vopsit? De ce totuși a făcut lucrul ăsta? Păi vrea să se vândă nou de oaie de Paște. Vă place așa cum arată domnul Câțu? Ca prezență, vă întreb, ca bărbat. Nici atât. Nu vă place? Nu. Ce nu vă place la el? Nu e bun. Nu e bun? Pe prezență nu... El de-aia cred că s-a vopsit, ca să arate mai bine, bănuiesc. Uitați-vă la păr, pare vopsit. Sau nu? Ufi. Automatul a fi. E important dacă premierul unei țări se vopsește sau vă deranjează că un bărbat... Nu mă deranjează. Să-și pună și coarne. De ce nu vă deranjează? Nu, pentru că nu mi-e simpatic. E foarte ușor să pui etichete. Normal. Noi le punem toată ziua aici la emisiune în încercarea de a sancționa derapajele politicienilor și ale instituțiilor. Dar să știți că e ceva ce facem cu toții automat, pentru că așa funcționează cimpanzeul de aici, care vrea să nu avem bătăi de cap. La fel, suntem porniți să căutăm doar acele fapte și informații care ne confirmă propriile opinii. Mai mult, tehnologia ne-a oferit, chiar și celor mai neinstruiți dintre noi, senzația asta că după două clicuri pe Google putem fi la fel de buni ca orice specialist care a studiat un domeniu ani întregi. Și mai există această tendință de a ne înșela teribil atunci când ne evaluăm. Adică, cu cât suntem mai neinstruiți, ca să fiu blând, cu atât avem mai multe certitudini. Și problema nu e că acum sunt mai mulți oameni care vorbesc prostii. Problema e că îi auzim pe toți, tati. Despre toate astea vorbesc imediat la Tâlc Toc cu Alina Bârgăoanu, expert în combaterea dezinformării. Stați pe prima!